Printr-o prevedere legislativă intrată în vigoare din ianuarie 2017, modalitatea de calcul privind chiria la aneleuri s-a modificat. Astfel, principalele criterii de stabilire a quantumului chiriei sunt veniturile, suprafața locuinței și vârsta locatarului. La Societatea locativă, societatea ce are în administrare cele peste 100 de blocuri anele din Botoșan, se fac calcule. De pildă, persoanele sub 35 de ani vor plăti chirie în funcție de suprafața desfășurată a apartamentului, iar în cazul celor care au peste 35 de ani, se vor lua în considerare veniturile realizate. Estimativ, tarifele vor crește cu 50-60%. Tot făcând un calcul foarte fugitiv așa, deci pentru o cameră, camera, 60 de lei, 80, 60 de lei, acum... O să mergem chiar la aproape 200 de lei. La două camere era cam 80. O să mergem probabil că la vreo 250-280 aici. Trei camere, discutăm de vreo 200 de lei, 200 și ceva. Un alt element de noutate este stabilirea cuantumului chiriei care se va face în euro și nu un lei, așa cum se proceda până de curând. Va fi luat în considerare cursul valutar de la 31 octombrie din anul anterior. Un proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei va trece și prin Consiliul Local. Iar abia după, chiriașii de la anl vor trebui să încheie un nou contract. Unii dintre aceștia au crezut că este vorba de o glumă. Se majorează cu 50-60% chiriile din luna ianuarie. Cum o să vă afecteze? Nu ne afectează. Și să ne afecteze? Nu, la bugetul familiei. Dar asta este. Cât plătiți acum? 75. Și o să se majoreze cu 60%. De unde știți? Este lege dată și din luna ianuarie sau februarie se aplică și la Bătoșani. Să aplice. Administratorii locuințelor ANL se așteaptă ca o parte dintre locuitori să renunțe la locuințe după aplicarea majorării. Sunt o parte de chiriași ANL care între timp au rămas fără servicii. În locuințele Anele sunt chiriași care și-au redus veniturile și, bine, apare și problema cealaltă care se va calcula chiriașii în funcție de veniturile pe membru de familie la cei cu peste 35 de ani. Proiectul de hotărâre privind chiria de la locuințele Anele va fi pus în dezbatere cel mai probabil în ședința de Consiliul Local de la sfârșitul acestei luni.